săptămâna trecută, întâmplător, l-am cunoscut atunci când l-am luat cu mașina dintr-o zonă oarecare. Și atunci când a intrat dumnealui în mașină, primul lucru care mi-a zis, scoate CD-ul ăsta, hai să-ți pun eu un CD. Și am descoperit în dumnealui un cantautor de muzică bisericească, dar și ușoară. Să știți că organizează și concerte de caritate și are 10 de piese scrise de el. Să-l cunoaștem pe Valeriu Golban. Își ia boxa, microfonul și încântă enoreașii cu melodii de suflet. Valeriu Golban este preotul din Chișinău, îndrăgostit de lumea muzicii și nu ezită să ne arate și nouă în cele mai frumoase forme. Sfinte Vasile, Sfinte Vasile, bucuria noastră de pământ, te-ai dăruit lumii cu dărnicie, Sfinte Vasile, cel mare sfânt. Mă bucur că Dumnezeu m-a îndresat cu acel dar și cu acel talent ca să duc în lume cuvântul lui Dumnezeu prin cântec și prin muzică. Omul devine mai blând la suflet, mai înțelept, înțelegător. Acesta are la activ și două albume înregistrate cu piesele proprii. Preotul își urmează visul și totodată îl transmite copiilor săi. Am depus pentru ca să cânte și Ana, da, ea cântă și la pian, și la chitară, acum vrea să învețe și vioara, și piciorul cel mai mare cântă la chitară și îi place foarte mult. Cu tata cânt foarte des, facem repetiții împreună. El m-a îndrumat spre a cânta. Cu școala reușesc foarte bine. Tatăl meu este și prietenul meu și cel care mă îndrumă. Mă deschid cu el, vorbesc toate secretele mele. În timpul sărbătorilor de iarnă, acesta a colindat casele oamenilor, acolo unde a fost primit cu toată căldura și dragostea, dar a ajuns să cânte și pe la concerte de caritate. Cântăm și pe scenă, și pe... am avut și concerte la Filarmonica, următorul concert voi avea la 50 de ani, face lumea prietenoasă, ne face lumea bună, ne face lumea, în primul rând, credincioasă, cu evlavie, cu smerenie, cu blândețe, cu dragoste unul față de altul și să fie cât mai prietenoși.
soarele cel luminos. Tu ești farmecul dulceții, Sfântul Duh al lui Hristos. Doamne Sfinte, ocrotește lumea întreagă pe pământ. Dragostea ne înflorește fiecăruia în gând. Doamne Sfinte,